Bună seara! Astăzi o să considerăm Life Spiritul ca având un nou început. De ce? Pentru că o să emitem la un alt nivel. Slavă Domnului că am ajuns la acest nivel care o să vă fie de folos și vouă și o să ne fie mai ușor și nou. O să începem cu o problemă care preocupă pe foarte multă lume și anume, ce este aceea misiune personală? De multe ori am fost întrebat care este misiunea mea personală? Ce am eu de făcut pe această planetă? Ce caut eu aici? De ce respir? Scopul și durata vieții. Vreau să vă spun că ăsta este sensul vieții. Fiecare avem ceva de aflat. Iar misiunea noastră personală este să ajungem la veșitorul din osă. Iar pe calea noastră de a ajunge la veșitorul din osă, avem o grămadă de întâmplări, de peripeții care ne formează ca spirite, care ne determină ca entități care ne determină ca oameni. Nimeni nu poate să ajungă la capăt, și o să vedem ce este acela capătul, fără să fi trecut prin încercările care îl desăvârșesc din punct de vedere spiritual. În casa Tatălui nu poți să intri cu pete pe tine. În casa Tatălui nu poți să intri cu impurități. În casa Tatălui, ca să intri, trebuie să fii perfect. Bun. Și acum, întrebări. În primul rând. Ok. Ascult. Da. Haideți să vă spun ceva. Există ceea ce se numește preprogramare. Adică, viața noastră este ca o facultate. Intri la facultate, ieși din facultate, pe parcursul facultății, a anilor de facultate, tu ai de dat niște examene. Cum le iei, cum le dai, că ai restanță, că nu ai restanță, asta este treaba ta. Dar asta este școala, facultatea. Asta este viața noastră. Bun? Există o preprogramare din punctul ăsta de vedere. Dar asta nu este bătută în cuie. Adică totul se poate schimba. Sunt lucruri care nu se pot schimba și prin care trebuie să treci. Cum ar fi decesul unei persoane dragi. Cum ar fi o pierdere, cum ar fi o boală. Există boli preprogramate. Există suferințe preprogramate. Există căsătorii preprogramate. Există meserii preprogramate. Noi nu putem să fim toți doctori. Sau nu putem să fim toți poștași. Sau nu putem să fim toți învățători. Și atunci, de cele mai multe ori, meseriile sunt preprogramate. Deci, poți să-ți alegi la un moment dat o meserie pe care vrei tu să o faci într-o viață, dar de cele mai multe ori meseriile sunt karmice. Adică ai ceva de plătit, ceva de învățat din treaba asta și este preprogramată. Da? Deci foarte rar. Și aici s-au vehiculat tot felul de teorii. Să știți că entitățile spirituale care își aleg misiunea personală sunt foarte rare și vin din ceruri foarte mari. Sau, mă rog, sunt entități spirituale care vin de pe alte planete și care vor să experimenteze ceva, sexul, războiul, sau mai știu eu ce. Și atunci ei se nasc cu asemenea misiune personală. Dar marea majoritate a oamenilor care sunt sub legile karmei au viața preprogramată. Deci au o misiune personală programată de la începutul vieții.
Nu. Deci principiul nașterii se face pe principiul rezonanței. Până și alegerea presupune rezonanță. Adică, cei care sunt în legile karmei se nasc din familie care rezonează, cei care sunt superiori se nasc din familiile cu care rezonează pentru că își doresc ei, dar tot pentru că rezonează. Da? Deci toate alegerile familiilor se fac cu principiul rezonanței. Eu nu pot să mă nasc dintr-o familie cu care n-am nimic în comun. Pentru că nu mă pot. Deci nu. Spiritul meu înseamnă că nu este compatibil cu genomul familiei respective. Deci nu pot să mă nasc prin familia respectivă. Mai departe. Absolut. Deci misiunile personale noi se dau de Paști și de Crăciun. Pentru că strategul nostru planetar este Mântuitorul, este Iisus Hristos. Și atunci El poate să suplimenteze aceste misiuni personale de cele două săptămâni personale. Absolut, da. O să aleg să refuz o misiune. O misiune, la un moment dat, poate să fie să sunt spirite superioare care îți vin. Bine, mie mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că ai voie și chiar e bine toată să refuzi. Există posibilitatea că, la un moment dat, să-ți vină ca femeie sau ca bărbat un spirit care vrea să nască prin tine. Da? Tu poți să spui nu. Dom'le, nu ești pregătit. Nu. Simți, nu, nu zic eu, n-ai disponibilitatea emoțională, fizică, materială să primești un spirit superior și să-i spui nu, îmi pare rău, dar nu pot să te primesc acum în viața mea. Există această posibilitate. Absolut, da. Există misiuni personale banale. Poți să ai misiune personală să, eu știu, toată lumea se așteaptă când se vorbește de misiuni personale să aibă misiune de aia, de salvator al planetei, de... Dom'le, misiune personală poate să fie să speli un pahar cu apă, să uzi o floare, să faci curat într-o grădină. Misiune personală poate să fie să tai un pom, adică să-l cureți acum că vine primăvara, să-l vopsești, să vopsești o piatră. Deci nu, misiunea personală nu înseamnă neapărat gata, noi și suntem să trebuie să ne urcăm pe cruce ca și Hristos. Nu. Misiunea personală poate să fie orice. Și o să vorbim acum despre acest orice, că nu prea să înțelege că misiunea personală poate să fie orice. Zi, mai departe. Deocamdată evoluăm pe Pământ, în funcție de cât de bine ne-a făcut misiunea. Personal. Păi dacă tu nu ești în stare să mături și mături 90%, păi cine să-ți dea ție misiune personală în condițiile în care tu și a mătura o faci prost? Deci prima condiție ca să ai misiuni personale speciale, misiuni speciale înseamnă să înveți oameni, misiuni speciale înseamnă, eu știu, să faci diverse lucruri. Păi dacă tu, să zicem, te ocupi de anihilat programe negative, și tu anihilezi 80%. Păi nu o să ajungi niciodată să poți să anihilezi programe de la nivelul egregorului unui neam. Pentru că tu nu ești în stare să anihilezi la nivelul subconștientului tău. Da? Păi da, la nivelul subconștient de grup. Și atunci totul pleacă de la cât de eficient și cât de serios, de profesionist ești în ceea ce faci. Adică orice lucru. Asta e învăț pe mine. Nu sunt totul. Deci până și eu am zis că am cam să egalul. Dar le zic la mine, băi, când faceți un lucru, faceți-mă, frate, 110%. Și atunci dacă îl faci 110%, nu are cum să nu fie bine. Absolut. Un serviciu poate să fie de misiunea personală, dar există posibilitatea ca la un moment dat, de exemplu, să ți se încheie misiunea personală relativ la un loc și să trebuiască să pleci și să tu nu, și tu să nu poți, pentru că noi suntem foarte tributari unui confort. Da? Mi s-a întâmplat și mie la un moment dat să trebuiască să plec într-un loc și pentru că era călduț să nu vreau să plec. E, asta ți încurcă perspectiva și misiunea personală. Și atunci pierzi niște trenuri. Pierzând acele trenuri, întoarcerea, e ca și cum ai rata ieșirea de pe autostradă și trebuie să mai mergi încă 100 de kilometri ca să te întorci, ca să revii acolo unde ar trebui să vii. Și atunci,
E foarte important să ajungi la nivelul la care știi foarte clar, eu am de făcut de aici și până aici. Și în momentul în care ai până aici, în momentul respectiv, să închei. Încheind, nu-ți ratezi nici tu misiunea personală și nu îi încurci nici pe alții. Mai departe. Absolut. Noi, deci ca să fii în, în consens cu misiunea ta personală, trebuie să te simți ok. În momentul în care nu te mai simți ok, în momentul respectiv, Arsenie Boc, în momentul în care nu te mai simți ok, înseamnă că ești în opoziție cu sufletul tău. Și fiind în opoziție cu sufletul tău, înseamnă că nu mai ești pe calea misiunii tale personale. De multe ori, deci, de multe ori, oamenii intră în depresie pentru că, în realitate, ei nu sunt pe calea lor rânduită de Dumnezeu. Că misiunea personală este calea pe care Dumnezeu s-a rânduit-o ție pentru elevarea ta spirituală. În momentul în care, rațional, că au zis părinții, că a zis nevasta, că a zis mentor, că a zis duhovnicul, tu nu mai ești pe calea ta, pe calea ta spirituală, nu-ți mai faci misiunea personală, MP-ul, atunci intri în depresie. Da. Da. De exemplu, misiunea personală a fost și atacul de la asta, atentatul de la Sarajevo. Omul a avut misiunea personală să producă treaba aia. Acel factor a declanșat al doilea război mondial. Deci, câteodată un rău poate să fie îngăduit de Dumnezeu ca MP și poate să fie preprogramat. Există atentatori, există criminali în serie care au MP, au misiune personală. Asta trebuie să facă ei. Să plătească niște misiuni personale. Să plătească karma. Absolut nu. Toată lumea crede că misiunea personală trebuie să fie o chestie așa neapărat înălțătoare. Misiunea personală trebuie spălate și latrinele, misiunea personală trebuie să, sunt și meserii mizerabile care trebuie făcute, sunt oameni care au MP acolo, sunt misiuni periculoase, e și pilotajul, e și sportul de performanță. Deci nu trebuie toată lumea să stea cu fundul în sus să se roage. Toată lumea, deci toți cei care fac, călugării și preoții, au impresia că ei sunt buricul pământului și dacă n-ar fi, s-ar distruge pământul. Nu, pământul ar sta foarte bine și fără ei. Da? Până și călugăria sau preoția este un MP, e o misiune personală, pe care unii și-o fac mai bine sau mai rău. Terapia e o misiune personală. A fi mentor e o misiune personală. A învăța pe alții e o misiune personală. Deci astea sunt misiuni personale. A fi doctor, a fi orice, este o misiune personală. Suplimentarea de misiune personală. Dar, în general, când se încheie o misiune, înseamnă clar că debutează alta. De multe ori, acele suplimentare de misiune personală este o dovadă de ego. Tu ceri pentru că așa îți dorești tu și așa te simți tu bine și așa te simți tu confortabil. Vreau să vă spun ceva. Nu poți să evoluezi dacă stai în zona ta de confort. Deci nu poți să evoluezi dacă nu ai și niște probleme. Oamenii, în general, intră într-o zonă de asta de confort, din care nu mai ies, pentru că le căldice acolo, și atunci preferă să stai acolo decât să îi se întâmple ceva rău. Dar tot ceea ce ne învață sunt tocmai încercările astea care, dintr-o anumită perspectivă, ne fac și rău. Deci, părerea mea este că trebuie să ieși din zona asta de confort, să accepti provocarea vieții și să mergi. Nimic nu-i mai rău decât să nu faci nimic. Dumnezeu, deci nu mi-a zis, nu m-a acceptat niciodată dacă am greșit sau că am făcut rău sau... Mi-a spus doar atât. Mergi, mergi. Mergând, ce se întâmplă? Tu faci un lucru și ai impresia că este minunat. Ei, dacă te depărtezi pe el, îți dai seama că poate că n-a fost chiar atât de minunat cum ți se părea. Dacă faci un lucru rău, ți se pare că ai făcut un rău. Dacă te depărtezi de el, îți dai seama că n-a fost chiar atât de rău cum ți s-a părut ție. Și atunci, mergând mai departe, eu am dimensiunea lucrurilor pe care le-am făcut, pentru că pot să văd mai departe.
Și atunci, ceea ce face ca eu să evoluez este tocmai faptul că merg mai departe. Mergând mai departe, automat pot să privesc obiectiv ceea ce am făcut în urmă și prin simplu fapt că analizez, dau un verdict, îmi dau seama, am făcut bine sau nu, evoluez. Deci, până la urmă, nici măcar nu ai importanță dacă ai făcut bine sau rău. Atât timp cât ți-ai luat niște învățăminte. Da? Poți să fii cea mai castă femeie, să nu cinci cel bărbatul. Și să fii foarte frumos, să fii cu minte și la. Asta înseamnă nu neapărat să te mântui. Și poți să fii Maria Egipteanca, să fi fost prostituată, dar după aceea să te nevoiești 40 de ani și să se ducă leu să sape groapa, da? În care a fost înmormântată și să ajungi o sfântă. Deci, ea a trăit pe când cu pana aia de acasă n-a făcut nimic. Nici nu a încurcat lumea. Degeaba. Adică e călicea. Nu e nici bună, nici de. Zi. Poți să ceri anumite misiuni, numai că, cum să vă zic eu, trebuie să și fii pregătit pentru o misiune personală. Adică, de exemplu, la un moment dat citeam psihocibernetica. Psihocibernetica, nu știu dacă a lui Bob Summers sau cea lui Maxwell Maltz. Cert este că la un moment dat mi-a pus problema ce mi-ar place să fac și mi-am dat seama că ceea ce m-ar împlini pe mine ar fi să învăț pe oameni pentru că îmi dădeam seama de erori și îmi dădeam seama de erori și mi se părea mi se păreau atât de evidente erorile astea, încât nu înțelegeam cum de ei nu-și dau seama că trăiesc într-o eroare. Și m-am gândit că ar fi frumos să învăț. Și vreau să spun că chiar m-am gândit că mi-ar place să predau în țară, prin țară, și să țin cursuri. Și lucru care s-a și întâmplat. Dar pentru asta am fost pregătit, pentru că nu zic eu ca să vorbești, oamenilor presupune capacitatea de a susține energetic oamenii pe care îi vezi, pe care îi întâlnești. Adică una este să stai de vorbă cu un om, alta este să stai de vorbă cu doi, alta este să stai de vorbă cu sute la un moment dat. Și atunci, eu n-am nimic împotrivă să cer misiuni personale. Să spui Dumnezeu, Doamne, mie mi-ar place să fac asta. Perfect. Să fii moderator TV, să fii, eu știu, terapeut. Dar îți trebuie și mijloacele să faci treaba asta. Adică, Doamne, dă misiunea asta, dar dăm și mijloacele să fac asta. Pentru că degeaba sunt terapeut, dacă eu n-am nimic în mine care să mă ajute în terapia asta. Degeaba sunt, degeaba te apuci să înveți oamenii dacă tu nu știi pentru tine. Adică, măcar să-ți dea Dumnezeu și ceva ca să îi înveți pe oamenii ăștia. Mai departe. Nu neapărat. Nu toate spirite care mor copii sau au fost sfinți și... Nu. Există spirite care au niște plăți karmice scurte, rapide. Adică, de exemplu, dacă un om s-a sinucis la 60 de ani și mai avea de 30 ani până la 70 de ani, automat se poate întâmpla ca în viața următoare să trăiască 10 ani și la 10 ani să moară de boală fulminantă. Deci, astea fac parte din regulile vieții. Deci nu întotdeauna copiii care mor tineri sunt neapărat spirite evoluate. Ba din contră, sunt spirite complet involuate, cu karme grele și moartea asta rapidă, că li se întâmplă să, mă rog, și mor mai devreme și prin asta și spăsesc, vin de altă dată. Deci nu e neapărat, nu este obligatoriu că un spirit care moare tineri este și evoluat. Nu e doar. Mai. Da, regresia te poate îndruma relativ la misiunea ta personală. Numai că hai să vă spun ceva. Dumnezeu te mai lasă să decizi și singur. Adică nu te duce așa chiar de mână ca pe un copil de la handicapat. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu este un antrenor. Dumnezeu este cel mai bun antrenor. De ce? El știe ce înseamnă corpul meu, știe nevoile mele, știe cum sunt alcătuit eu mai bine decât știu eu și decât orice medic sau orice popă sau orice terapeut. Bun. Și atunci el va ști exact
ce mi se potrivește mie. E clar că, dar mie și mie e clar că nu pot să cer o misiune personală, gen aș vrea să fiu Nadia Comăneci și să fac flic-flac sau, mă rog, ce fac ei acolo la bârnă. Că nu merge, am 1,90 și 100 de kg. Da? Deci e clar că măcar eu trebuie să, adică trebuie să am acea idee despre ce mi se potrivește mie. Da? Și atunci să mă duc către lucrurile care mi se potrivesc. Dumnezeu te lasă să faci orice. Dar e clar că știți, la un moment dat o prietenă mea îmi spunea, măi, fă acel lucru pe care ai putea să-l faci perfect. De ce? Pentru că dacă poți să faci un lucru perfect, că e vorba de o icoană, că e vorba de o statuie, că e vorba de fotbal, că e vorba de terapie, că e vorba de preoție, că e vorba, eu știu, de plivit vița de vie. În momentul în care faci acel lucru perfect, înseamnă că toate energiile tale converg către acel lucru. Și atunci, dacă faci acel lucru, automat, nu poți să faci decât bine. Eu nu cred în misiuni, în misiuni speciale. Și vă spun și de ce. Pentru cineva care are orgolii, exemplu, la un moment dat făceam un curs de combat chi și pe unul dintre maestrii mei cei mai buni, căutam să văd care sunt lucrurile pe care sunt cel mai greu de făcut de către un maestru. Și eu spuneam, mă, dacă ți-e greu să faci un lucru, fără. Și la un moment dat, ăla i-a zis, aveam o maestră, era greu să facă dragoste cu bărbați. Tu fă dragoste cu bărbați. Aveam nu știu ce nu. Și lui maestrul ăsta al meu era foarte greu să spele vasele. Și am zis, perfect, dacă ți-e greu să speli vasele, și am spus, timp de o lună jumate, tu speli vasele. O lună jumate. De ce? Cu cât e mai greu, cu atât este mai importantă misiunea personală pentru tine. Nu e important. Păi vă dau un exemplu. Ce importanță are postul ortodox pentru un vegetarian? Nu are nicio valoare. Corect? Că el oricum e vegetarian. Ce importanță are postul trupesc pentru o femeie care e frigidă? Niciuna. Că el oricum nu interesează sexul. Deci, o misiune personală este cu atât mai importantă pentru tine, cu cât îți este mai greu să o faci. Că dacă e unul care e sinucigaș, evident că e foarte bine să ducă pe cruce. Sau să facă nu știu ce. Pentru că e oricum e sinucigaș. Și atunci, dacă ți-e dragă viața, fă misiune personală care presupun riscul vieții. Dacă ți-e greu să mănânci în un lucru, fă misiuni personale care să faci treaba asta. Dacă ți-e greu să faci, fă misiuni personale care să faci treaba asta. Deci o misiune personală este importantă pentru tine în măsura în care ți este greu să o faci. Dacă ți-e ușor, nu ai nicio valoare. Momentele cheie în viață, un moment cheie poate să fie orice. Un moment cheie poate să fie orice încercare. Există noduri temporale în viața noastră. Momente cheie sunt alegerea școlii, momente cheie sunt căsătoria, momente alegerea partenerului, momente cheie sunt alegerea jobului, momentele cheie sunt montările, momentele cheie sunt acceptarea sau acceptarea unui copil. Copiii schimbă cu totul destinul. Momente cheie pot să fie multe, acceptarea unui job, acceptarea să intri într-o firmă, acceptarea să faci o anumită activitate. Orice lucru poate să reprezinte un moment cheie la un moment dat. Deci problema nu se pune propriu-zis de moment cheie. Asta te determină în viitor. Problema este să faci asta în acord cu sufletul tău și cu Dumnezeu. Evident, sunt spirite care vin pe pământ doar ca plățile, ca plăți, ca să-și plătească karme și ca să-și ia lecții de viață din cauza asta. Sunt entități spirituale care vin pe pământ la odihnă. Deci el nu au nimic de făcut. Pur și simplu îi trimite Dumnezeu să odihnească și au niște vieți de-astea așa în paradisuri de pe planeta Pământ. Sunt entități spirituale care se venite la școală, vin să învețe arta războiului, tactici, vin să învețe medicina, vin unii să învețe lupta cu demonul.
Deci, pentru că pe Pământ există manifestarea răului, da? Sunt entități spirituale care vin pe Pământ pur și simplu ca să studieze Stexul. Că nu mai există pe planeta lor. Sunt entități spirituale care vin pe planeta Pământ să studieze, eu știu, oameni. Omul, pur și simplu, ca individ. Sunt entități spirituale care vin doar ca să, eu știu, să învețe cum este să fie arhistrateg. Da? Pentru că una este să gândești, de exemplu, strict la poporul român, alta este să gândești la nivel de Comisie Europeană, alta este să gândești la nivel mondial. Deci toate sunt niveluri spirituale. La fel sunt niveluri galactice, intergalactice, etc. Deci există multe niveluri spirituale. Care toate se pregătesc pe această planetă. Bun. Deci cam astea au fost întrebările. O să vă mai spun eu, apropo de misiunea personală, ce mi-a venit în minte. Pentru că misiunea personală poate să fie orice. Da? Numai ne judecăm prin bine și prin rău, pentru că așa ne-a învățat Biserica. Dumnezeu nu judecă prin bine și prin rău, ci prin perspectivă. Există lucruri care sunt rele în prezent, dar care în perspectivă se dovedesc ca fi bune. Și cel mai mult m-a frapat, la un moment dat, cum era pe un post de ăsta, nemțesc, era o tipă care își făcea lucrarea de doctorat. Tipa la bază era prostituată și lucrarea ei de doctorat era în următorul domeniu. De ce apelează la prostituate bărbații cuprinși între 40 și, nu știu cât, 60 de ani? Deci era statistică. Deci ce făcea o statistică. Și concluzia era că bărbații între 40 și 60 de ani au probleme acasă, au probleme de potență, au probleme la serviciu, au probleme de... Și se considerau mult mai bărbați să apeleze la o prostituată care să-și discute probleme, că actul de sexual nu dura atât de mult. Și cât, mă rog, cât era solicitată prostituata, cât stăteau de vorbă cu respectiva și își puneau problemele de acasă. Lucruri pe care n-ar fi putut să le spună la servici, n-ar fi putut și în niciun caz nu ar fi avut curajul, asta se întâmpla în Germania, n-ar fi avut curajul să le spună la un psiholog, pentru că ar fi râs sau ceilalți de aici, toată lumea ar fi considerat că sunt bolnavi psihici. Deci, uitați-vă, asta este un MP. Ea a avut misiune personală să fie prostituată, special ca să fie un fel de duhovnic bărbaților care ajungeau în zona respectivă. Bun. Vă dau exemplu din viața mea. Eu am învățat să ascult. Am învățat să ascult și asta a fost cel mai greu. Și la un moment dat există o pildă ortodoxă cu un stareț de mănăstire care se roagă la Dumnezeu și cere să fie învățat smerenie. Și atunci Dumnezeu îi spune, zice, uite, dimineața ieși, dimineața la prima oră, înainte să răsară soarele, îți lași hainele tale de stare de mănăstire, te îmbraci niște haine obișnuite și ieși din mănăstire. Și mergi pe drumul ăla și o să întâlnești un om și o să faci ce spune omul respectiv. Ăsta își lasă straiele de stareț, se îmbracă în niște haine obișnuite și pornește pe drum. Și acolo întâlnește un porcar. Da? Adică porcar însemnând un om care avea grijă de porci. Și spune, zice, am nevoie de... Zice, trebuie să fac ce spui tu. A, zice, ce bine că mi-ai zis, zice că aveam nevoie de un ajutor. Deci, îmi pare la nivelul de stare de mănăstire, a ajuns la nivelul de ajutor de porcar. Deci, nici măcar porcar. Și s-a dus acolo, a trăit nu știu câți ani, a avut grijă de porci. Și la un moment dat moare. Și când moare, este dezbrăcat. Călugării iau o cămașă albă, care o primesc la tunere și care are, mi se pare, că chipul Maicii Domnului pe piept, brodat.
Și au descoperit cine e și l-au descoperit că și-au dat seama că s-a zis să spună că dispăruse starețul de la mănăstirea respectivă și l-au mormântat ca și bun, cum n-am de lucru și nu mai mănâncă și pe mine? Mă rog la Dumnezeu, doamne, bă, dacă tot trebuie să învăț treaba asta în viața asta, învață-mă și pe mine, smerenie. Și zice, ce și nu-mi găseam de lucru. Și într-o zi mă întâlnesc cu... Mă duc aminte de un pic la locul carcase și îl sunt. Zic, bă, zic, uite, n-am și eu de muncă. Vreau să învăț pentru rezidenția. Tu dacă mă zice, bă, dacă zice, am ceva de muncă. Dar zice, e la Romaia, la Băneasa. Zice, am la pază. Zice, vrei să fii șef de... Zic, bă, zic, nu vreau să fiu șef. Că zic, eu am treabă, am de învățat. Zice, bine. Zice, te bag la un post unde nu te deranjează nimeni. Și zice, și acolo ai și timp de învățat, nu te dă, nu e, n-ai nicio treabă. Bun. Și mă duc. Ajung la locul respectiv, mă prezint, oamenii respectiv nu știau cine sunt, ce am port. Zice, am venit, m-a trimis așa, să mă angajez și să mă duc la postul numărat. Și vine, zice, zice, foarte bine, bine că ai venit, zice, avem uniformă pentru tine. Și îmi dă uniformă. Uniformă de pază. Dom'le, când am luat uniforma de pază, mi s-a stâns așa pe inimă. Și mergeam și mă gândeam, bă, sunt doctor. Sunt maestru pe nu știu câte sisteme. Și zic, nu prea e fun. Și, mă rog, eram cu arhanghelul Mihai și îmi spune, l-ai cerut tu smerenie? Așa că am tăcut și am văzut mai departe. Și am ajuns la postul numărul 5, de la, nu 5, nu mai știu cât era ăla, de la Romaia, Băneasa, de la hangarul nu știu care, unde mai vedeam și eu un om odată la 24 de ore. Bun, a fost foarte bine acolo. De unde am plecat? Pe lângă faptul că înveți smerenie și paza trece foarte neobservată. Acolo am început să avem altercații cu populația conlocuitoare romă, care venea să fure aluminiu de la avion. Și evident, băieții îi prindeau, le mai trăgeau cu mamă de bătaie, ăștia veneau cu țigăncile, la un moment dat toți băieții erau plini de magie și de arginviu și acolo mi-am făcut eu practica pe magie țigănescă. Mai târziu s-a întâmplat următorul fenomen. Tot așa, nu aveam de lucru. Și m-a luat un prieten, zice, băi, zice, uite, eu lucrez la un club de noapte. Mamă, numai în cluburi de noapte nu lucrează. Și zice, mie clubul cuiva, avem grijă să nu iasă scandal. M-am dus ce era să fac. Acolo am avut doi colegi, care unul a făcut un infarct în două noapte și unul a făcut o tromboflebită la ambele picioare, adică s-au umflat ambele picioare, dar n-am mai putut să meargă, l-a dus cu căruciorul la salvare. Tot din cauza magiei. Și acolo am învățat alte lucruri despre magie. Dacă aș fi fost un ultra-ortodox și n-aș fi știut să ascult de lumea dincolo, mă refer de îngeri și de arhanghel, și aș fi fost limitat la dogme, n-aș fi învățat despre dezlegare de magie, că n-aș fi înțeles magia, pentru că n-aș fi fost la Romaia, pentru că n-aș fi fost într-un club de noapte care avea probleme cu țigani. Ori, tocmai după aia am ajuns într-un hotel care avea probleme cu magia evreiască, după aia am ajuns în altă parte unde am avut probleme cu alte. Deci, faptul că am știut să ascult, să mă duc, deși chiar mi-a fost greu. Să vedeți ce fețe am făcut, mă rog, cei de la personal, în momentul în care mi-a ajuns cartea de muncă la ei. Și în cartea de muncă scria că sunt medic, că am absolvit medicina, scria anii pe care am lucrat în spital. Și erau toți blocați. Cum eu, care sunt medic și așa, lucrez la pază? Nu știu, am lucrat la Miel și la Europa. Deci, ca să înțelegeți, eu am avut curajul să mă să-mi iau lecțiile, chiar dacă nu am fost întotdeauna cele mai frumoase, dar asta m-a făcut să fiu ceea ce sunt. Nu mi-a fost frică să trăiesc și mai ales mi-a fost frică să ascult și am făcut ceea ce trebuia în momentul respectiv. Evident că e greu. Evident că, haideți să vă spun, nici măcar lui mama nu i-a plăcut.
Adică, vă imaginați pe mama drăguța de mea, de ea care m-a ținut în facultate și care mi-a zis, Dragoș, mamă, să nu vii cumva cu uniformă de bază acasă. Că oamenii din bloc știu că ești doctor și eu ce să le spun. Da? Deci am avut de suportat și, cum să vă zic eu, faptul că oamenii de lângă mine se simțeau înjosiți că eu eram la bază. Prietena mea de atunci mi-a zis să nu vin uniforma acasă în bloc. Deci mă schimbam la muncă. Înțelegeți? Adică lor le era rușine că eu eram îmbrăcat la, în haine de bază. Deși eu eram același. Ca să înțelegeți cam cum privește lumea un om. Dacă te vede că ești, ai țoale de firmă și ai o mașină, te crede și că ești altfel decât ceea ce ești. Dacă eram îmbrăcat în haine de uniformă, eu parcă nu mai eram același om. Dar astea sunt limitele noastre, limitele oamenilor de lângă noi. Oi, să știți că una dintre problemele pe care trebuie să le tranșezi tu ca spirit este să nu te mai deranjeze ce zic ceilalți despre tine. Hristos a fost tâmplar. Nu știu dacă paza e mai jos decât tâmplăria sau tâmplăria e mai jos decât paza, dar faptul că a fost tâmplar nu cred că l-a deranjat. Dar, în schimb, ceilalți oameni se gândeau altfel. Bă, a primit tâmplarul. Adică tâmplăria era oricum o chestie pe joasă, speță, în an respectiv. Deci MP-ul poate să fie să ajung oriunde. Oriunde. Să fac orice. Pe mine mă interesează nu să răspund oamenilor ce MP-ul au ei. Să vină la mine, dar eu ce MP-ul, ce misiune personală am, Dragoș. Nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează să învăț un om să aibă acces la Îngerul lui, la Mântuitorul, ca să știe el ce misiune personală are de la Mântuitorul. Pentru că Mântuitorul este, cum să vă zic eu, ghidul lor interior. Nu eu. Lumina lor interioară trebuie să fie el. Și în momentul în care este el, automat o să știe și ce au de făcut. În altă linie de idei. Dom'le, nu mai luați de bun tot ce găsiți în cărți, tot ce se întâmplă. Pentru că cărțile sunt scrise de oameni. Să mai de Dumnezeu, dar și Biblia este scrisă tot de oameni. Și pe lângă faptul că a fost scrisă de oameni, e adevărat că n-a fost scrisă ea sub harul Duhului Sfânt este una, numai că prin traducere se pierd foarte multe. Așa că să mă ierte Dumnezeu, dar interpretările biblice sunt nenumărate și pot fi nenumărate și toate sunt tot în Dumnezeu. Și atunci eu vă zic să verificați tot și până la urmă viața voastră este așa cum o faceți voi. E important ca la sfârșitul vieții voastre să fiți vă zic eu, împăcați ca să cu ceea ce trebuia. Să nu vă pară rău. Eu am avut șansa, deși pentru mine școala românească a fost traumatică, vreau să spun. Am avut șansa totuși ca în școală să am niște profesori foarte buni. Și unul dintre profesorii noștri ne-a învățat, bă, decât să vă pară rău că n-ați făcut un lucru, mai bine să vă pară rău că l-ați făcut. Și totdeauna m-am gândit la asta. Bă, cum vine asta? Adică să-ți pară rău că l-ai făcut, să-ți pară rău că nu l-ai făcut. Și în timp mi-am dat seama că este cât se pare corect. Pentru că dacă ai făcut un lucru, e clar că nu poți să-l repari. Dar măcar știi cum a fost. Pe când dacă nu l-ai făcut, nici nu poți să-l repari, nici nu mai poți să-l faci. Și atunci rămâi cu oful de a nu-l fi făcut și ești obligat să te întorci pe pământ să-l faci. Pentru că orice dorință care rămâne în tine și pe care nu ți-ai îndeplinit-o, te va obliga să te întorci pe pământ. Orice neîmplinire din punctul ăsta de vedere. Și atunci, eu vă sfătuiesc să încercați toate și păstrați ceea ce este bun. Exact așa cum a zis Apostolul Pavel. Cercetați toate și păstrați ceea ce este bun. Dar cercetați toate. Nu credeți că totul stă în ortodoxie, nu credeți că totul stă în Reiki, nu credeți că totul stă în yoga, nu credeți că totul stă în, eu știu, în psihologie, nu credeți că totul. Toate astea cuprind totul și sunt cuprinse în totul. Și atunci, în momentul în care eu știu mai multe lucruri,
Am o altă viziune de ansamblu asupra problemelor. Revin. MPU și cu asta închei. Imaginați-vă că viața voastră este așa. Și că fiecare zi este o biluță. Da? Mă rog. M. Și aveți zile în care faceți voința lui Dumnezeu și este albă și voințe în care nu faceți voia lui Dumnezeu și sunt negre. La sfârșitul vieții voastre o să aveți ușirea care poate să fie așa. Da? Ei, MPU înseamnă suma ăstora. Suma bine. Deci cel mai important lucru este să fac voia lui Dumnezeu. Eu acum mai spun voia Tatălui. Nu mă interesează restul. Tatăl fiind cel care este primordial. Dumnezeul e primordial. Nu ce s-a apărut după, nu. Ci Dumnezeul dinainte să existe orice. Deci este important să fac voia Tatălui, pentru că El are vederea de ansamblu. Și dacă eu fac voia Tatălui în fiecare zi, evident că suma în ceea ce fac eu va fi cum? Pozitiv. Exemplu. Imaginați-vă că a face voia lui Dumnezeu, că viața asta este făcută, să zicem, să urc un munte. Da? Și că a face voia lui Dumnezeu înseamnă să urc o treaptă, a face voia invers voia lui Dumnezeu înseamnă să cobor o treaptă. Și am o perioadă în care fac voia lui Dumnezeu, după aia am o perioadă în care nu mai fac voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu mine? Nu mai urc. Și atunci, dacă eu fac voia lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții mele, ce se va întâmpla în sfârșitul vieții mele? Voi fi în vârf. Și atunci, nu mai e importantă misiunea mea personală pe ansamblu. Că dacă Hristos nu era în grădina Ghețimanii și era pe mare cu corabia, că așa vrea El. Adică într-o zi zicea, dar de ce să mă duc eu, că zice Dumnezeu Tatăl în grădina Ghețimanii, ia să mă duc eu cu Petru la pescuit. Că, mamă, ce vreme frumoasă și mamă, sunt acum niște pește aia în parea, în marea unde era El acolo. Și zice, hai, hai la pescuit, că e vreme bună. Și nu mai mergeam în grădina Ghețimanii și nu mai prindeau. Și era frumos pe mare și se plimba cu barca. Ați înțeles? Dar El a făcut exact ceea ce trebuia și făcând ceea ce trebuia, la momentul la care trebuia, la momentul la care trebuia, a fost prins în momentul în care trebuia și tot ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pentru că trebuia. De ce? Pentru că Hristos a făcut voia lui Dumnezeu 100%. Da? Ceea ce n-au înțeles nici măcar cerurile. Cerurile s-au opus. Că aici apare diferența. Deci, ăsta a fost planul Tatălui. A fost planul Tatălui cu Hristos. Nimeni din cer n-a înțeles asta. Vă dau un scris. Nimeni. Și există entități spirituale superioare care s-au opus chestii astea și nu înțelegeau ceva de fapt ce se întâmplă. Pentru că planul ăsta al mântuirii omenirii prin Hristos l-a știut Dumnezeu Tatăl. Și Hristos care l-a înțeles și care mă rog. Pentru că prin El s-a manifestat Tatăl Sfânt. Și atunci, de asta spune Hristos, e de ajuns grija zilei de azi. Deci dacă tu ai grijă ca în fiecare clip al vieții tale, că ești la plimbare cu cățelul, că pupi iubita, că îți faci job-ul, că te uiți la televizor, că transmiți lumină, că... Și astea toate le face în Dumnezeu, atunci ce se întâmplă cu ziua ta? Este în Dumnezeu. Și atunci fiecare zi... A... Și nu e greu! Nu e greu! La un moment dat stăteam de vorbă cu un preot și i-am zis... Și stăteam de vorbă, ce ai tu de făcut în relație cu oamenii? Și el îmi spune, trebuie și zice aia, e foarte simplu. Trebuie să mulțumești omul din fața ta.
Ai un pacient, trebuie să-l mulțumești pe ăla. Ai următorul pacient, tu trebuie să-l mulțumești pe ăla. Nu trebuie să-i mulțumești pe toți care vin la tine. Dar pe ăla din fața ta l-ai mulțumit. Dacă l-ai mulțumit pe ăla din fața ta, nu înseamnă că la un moment dat îi mulțumești pe toți? Evident că nu poți să-i mulțumești pe toți, că nici Hristos n-a putut să-i mulțumească pe toți. Adică e aberant să crezi că o să fie toată lumea fericită și o să te aplaude. Și atunci e important ca eu să fac în fiecare clip a vieții mele voia lui Dumnezeu. Cum ajung aici este problema și după aceea lucrurile sunt singure. Pentru că făcând voia lui Dumnezeu, sunt pe calea mea spirituală, sunt pe calea pe care Dumnezeu a rânduit-o și ești uimit chiar și tu de ceea ce este când te lași ghidat de Dumnezeu. Deci, mulțumesc pentru atenție. Vă sfătuiesc să vă faceți misiunea personală. Misiunea personală începe cu de la ce oră mă trezesc, cum mă spăl pe dinți, când mănânc, când mă duc la muncă, când mă duc să cumpăr pâine, când fac aia, de unde cumpăr aia, până și roșiile pe care le iau din piață pot să le fac conform voinței divine, că știe El de ce. Deci absolut orice poate să fie făcut în Dumnezeu. Și dragostea, și cearta, și bătaia, și iubirea, și mângâierea, și războiul, și terapia, și rugăciunea. Vă mulțumesc. În seara bună.